Legea 37 Ia-le ochii Argument O imagine frapantă și marile gesturi cu valoare de simbol îți creează o aureolă de forță, toată lumea reacționează la așa ceva. Regizează spectacole în fața celor care te înconjoară, apoi, sedui prin elemente vizuale și prin punerea în joc a altora, cu o profundă putere simbolică. Ele vor face din tine o personalitate irezistibilă. Orbiți de aparențe, oamenii nu vor mai fi atenți la manevrele tale reale. Respectarea legii Puțin după 1780, în Berlin se vorbea despre practicile medicale stranii și spectaculoase ale unui anume Dr. Weisleder. Acesta își înfăptuia miracolele într-o sală imensă ce adăpostise înainte o berărie, iar berlinezii au început să observe că la intrare se formau cozi din ce în ce mai lungi cu orchi, infirmii, bolnavi care, după criteriile medicinei obișnuite, erau incurabili. După ce s-a aflat că doctorul își trata pacienții expunându-i la razele lunii, porecla s-a evit ca de la sine, doctorul lunii, de la Berlin. Prin 1783, se consemnează faptul că doctorul Weisleder vindecase de o boală cumplită pe una dintre doamnele bogate din oraș. Brusc, omul a devenit o celebritate. Până atunci, numai berlinezi cei mai săraci fusese răvăzuți, în strânțe, la coada din fața berăriei, acum, în vecinătatea ei așteptau trăsuri splendide, din care descindeau domni îmbrăcați în frac și nobile doamne cu peruci enorme, care, toți, așteptau la rând, pe stradă, de îndată ce apunea soarele. Veneau și persoane care nu sufereau de boli grave, așa, din pură curiozitate. Pe când se așezau la coadă, clienții mai săraci le explicau domnilor și doamnelor din lumea mare că doctorul nu administra tratamentul său decât în perioadele în care luna era în creștere. Mulți adăugau că ei înși fuseseră expuși la radiațiile vindecătoare extrase de medic din razele astrului. Chiar și cei ce fuseseră deja vindecați continuau să vină, atrași de această experiență intensă. De cum pătrundea în interiorul berăriei, vizitatorul dădea cu ochii de un spectacol straniu și tulburător. În vestibul se înghesuia o mulțime de oameni din toate straturile societății și de toate națiile cu un adevărat turn babel. Prin ferestrele înalte, orientate spre nord, lumina argintie a lunii năvălea în sală sub un unghi ciudat. Doctorul și soția sa, care, pare se, era și ea în stare să aplice această terapie, lucrau la al doilea nivel unde se ajungea urcându-se scara din capătul sălii. Pe măsură ce rândul se apropia de această scară, bolnavii auzeau vaietele și țipetele celor de la etaj și se și ducea vorba că, poate, un domn lovit de orbire era pe cale să-și recapete vederea. Odată ajuns sus, rândul se separa în două boparte îndreptându-se către camera dinspre nord, unde lucra doctorul, și cealaltă parte, către camera dinspre sud, unde se afla soția acestuia, care se ocupa numai de pacienții de sex feminin. În sfârșit, după ore întregi de stat la coadă, în așteptare, bolnavii de sex masculin erau conduși în fața uluitorului medic, un bătrânel cu câteva șuvițe de păr și zburlit și cu un aer de energie febrilă. Se apropia de omul venit să-l consulte, îi dezgolea locul dureros și îl ridica pe băiat către fereastra prin care pătrundeau razele lunii. Apoi fricționa zona lovită sau bolnavă, murmura ceva ininteligibil, privia cu o expresie de competență complice spre lună și, după ce își încasa un orariul, îi trimite acasă pe băiat și pe tatăl lui. Între timp, în camera dinspre sud, soția doctorului aplica pacientelor ei exact același tratament, ceea ce, în realitate, era ciudat, înrucât luna nu poate fi în două puncte cardinale în același moment, cu alte cuvinte, Astrul nopții nu avea cum să fie văzut și de la ferestrele dinspre nord și de la cele orientate către sud. După toate aparențele, simpla idee, simplul simbol al lunii erau suficiente, căci doamnele nu aveau nimic de obiectat și ulterior își exprimau părerea că soția doctorului lunii era înzestrată cu aceleași puteri vindecătoare ca ale soțului ei. Comentariu Poate că doctorul Isleder nu se prea pricepea la medicină, dar este limpede că se pricepea la oameni. Își dăduse seama că aceștia nu întotdeauna vor cuvinte sau explicații raționale ori demonstrații ale realizărilor științei, ci un anume apel la emoție. Dele ceea ce doresc și restul îl vor face singuri de pildă, să-și imagineze că pot fi vindecați de lumina soarelui reflectată de un bolovan aflat la vreo 400.000 de mii de kilometri de părtare. Doctorul Weisleder nu avea nevoie de pilule, nici de documentație aprofundată asupra puterii lunii, ori de vreo aparatură iurită care să amplifice razele. Înțelesese că spectacolul e cu atât mai bun cu cât este mai simplu, doar atât. Luna pătrunzând prin ferestrele laterale, scara ce ducea la ceruri și razele, fie că erau, fie că nu erau vizibile direct. Dacă ar mai fi adăugat vreun alt efect, s-ar fi putut crea impresia că luna singură nu avea destulă putere. Dar luna avea putere era odată mai mult un magnet la fanteziilor, așa cum fusese din totdeauna. Doctorul căpăta putere prin simplul fapt că își asociase imaginea astrului. Nu uita, la putere se ajunge și pe scurtături. Ai întotdeauna de evitat suspiciunile oamenilor și perversa lor încăpățânare de a se opune voinței tale. Imaginile constituie o excelentă scurtătură, ocolind capul, adică sălașul îndoielii și rezistenței, țintesc drept în inimă. Copălșind vederea, dau naștere la asociații puternice și aduc oamenii la o în înrucât le stimulează natura emoțională. Orbite de lumina lunii, victimele tale nu vor mai putea vedea că practici înșelătoria. Respectarea legii În 1536, viitorul rege Henric al II-lea al Franței și-a luat prima metresă, Diana de Poitiers. La vremea aceea, Diana avea 37 de ani și era văduva Marelui Seneșal al Normandiei. Henric, pe de altă parte, la cei 17 ani ai săi, era un băiețandru sprințar, care abia dădea de gustul bucuriei de a-și face de cap. La început, legătura lor părea platonică, prințul manifestând un intens atașament sufletesc față de Diana. Curând a devenit limpede că era vorba despre o relație totală căci prefera alcovul ei celui al tinerei sale soții, Caterina de Medicis. În 1547, regele franci murit și la tron a urmat Henric. Această nouă situație era periculoasă pentru Diana de Poitiers. Împlinise 47 de ani și, în ciuda faimoaselor ei băi recea mult discutatelor ei elixiruri ale tinereții, începuse să-și camarate vârsta. Iubitul ei devenise rege poate că avea să se reîntoarcă la regină și să facă la fel ca toți ceilalți regi, adică să-și aleagă amantele din turma de tinere frumuseți datorită cărora curtea franceză își câștigase renumele și își atrăsese invidia Europei întregi. La urma urmei, nu avea decât 28 de ani și era cipeș și impetuos. Dar Diana nu dorea să se dea bătută cu una, cu două. Avea să-și subjuge iubitul tot așa cum îl subjuga de 11 ani. Antoniu și Cleopatra. Și mai presus de orice, își punea speranțele în înfățișarea ei, în farmecul și vraja frumuseții. A venit pe fluviul Chaidnus, într-o corabie cu pupa de aur și pânze de purpură umflate de vânt în vreme ce vâsla și dezmierdau apa cu lopeți de argint, mânuite în ritmul muzicii de flaut, acompaniate de cimpoaie și lăute. Cleopatra însă și stătea culcată sub un baldachin țesut cu fir de aur, înveșmântată ca Afrodita așa cum o vedem înfățișată în picturi, iar de parte și de alta, ca să întregească tabloul, erau și îmbrăcați asemenea cupidonilor, care o răcoreau făcându-i vânt cu evantaiele. În loc de marinari, pe corabie erau cele mai frumoase dintre slujitoarele ei, purtând veșminte de nereide, care sunt zâne ale apelor și de grații, unele stând la timonă, altele, la odgoanele pânzelor în vreme ce miresme minunat de dulci și de soave ieșeau din potire fără de număr și pluteau, răspândindu-se de la corabie până către maluri. Mulțime mare de oameni în soția acesta la regesc, unii urmând o pe regină de-a lungul celor două maluri ale apei încă de la isoare, iar alții veniți în grabă din cetatea Tarsus ca să vadă ce se petrecea. Treptat, mulțimea adunată în piață, unde Antonius stătea în jilțul său imperial și o aștepta pe regină, s-a puținat până când el a rămas singur și din toate părțile se spunea că zeița Afrodita venea să o spețească la zeul Dionisos, spre fericirea Asiei. Apoi Antoniu i-a trimis solie ca să o poftească la cină, dar ea i-a răspuns că se cuvenea mai degrabă să vină să cineze el la ea și cum el dorea să-și arate curtenia și bunăvoința, a primit și s-a dus. A văzut că pregătirile făcute pentru el erau de o măreție nespusă dar cel mai tare s-a minunat de mulțimea fără număr a luminilor. Se zice că erau atât de multe, coborâte din tavan și ieșite din toate părțile, și puse și adunate în forme ordonate, îmbinându-se la oaltă unele în pătrate, altele în cercuri, încât dădeau naștere unei priveliști strălucitoare, nemai văzute vreodată, spre desfătarea ochilor vreunul om. Viața lui Antoniu, Plutarh, circa 46, 120 de hârâi armele secrete ale Dianei erau simbolurile și imaginile, cărora le acorda o mare atenție. Încă de la începutul legăturii ei cu Henrik, desenase o monogramă, care împletea inițiala ei cu al lui, pentru a simboliza iubirea cei unea. Ideea a avut un efect magic, Henrik a pus această emblemă oriunde a putut, pe veșmintele lui regale, pe monumente, pe zidurile bisericilor, pe fațada ului care, pe atunci, era reședința pariziană a suveranilor Franței. Culorile favorite ale Dianei erau albul și negrul, singurele în care se îmbrăca și, ori de câte ori se putea, emblema avea drept fond această alăturare cromatică. Toată lumea recunoștea simbolul și semnificația lui. La scurt timp după urcarea lui Henric pe tron, însă, Diana a mers și mai departe, s-a hotărât să se identifice cu zeița romană al cărei nume îl purta. Diana era zeița vânătorii sport și distracție tradițională a monarhilor și, totodată, pasiune statornică a regelui. Nu mai puțin important este și faptul că în arta renașterii, această zeiță simboliza puritatea și castitatea. Pentru o femeie ca Diana de Poitiers, identificarea cu zeița trezia numai decât, în mintea celor de la curte, tocmai asocierea cu aceste virtuți, conferindu-i un aer de respectabilitate. Reprezentând simbolic drept castă cu relația ei cu Henric, se singulariza și se plasa mai presus de amantele regale din trecut. În scopul transpunerii în fapte a acestei asociații de idei, a început prin a-și transforma total castelul ei din Anet. A dărâmat construcția și a pus să se ridice în locul ei o alta, cu splendide coloane dorice, copiate după un templu roman. Zidurile erau din piatră albă de Normandia, cu inserții de silex negru, reproducând contrastul ei preferat. Emblema cu inițialele unite apărea pe coloane, uși, ferestre, covoare. Panoplia de simboluri a zeiței gluna nouă, cerbul și ogarii, împodobea portalurile și fațada. În interior, pe pardoseală și pe pereți, erau întinse tapiserii enorme, înfățând scene din viața zeiței, iar în grădină se afla celebra sculptura lui Gujon, Diana la vânătoare, care astăzi poate fi admirată la Luvru și a cărei asemănare cu Diana de Poitiers este tulburătoare. În toate colțurile castelului, te întâmpinau tablouri și tot felul de alte simboluri ale zeiței. Henrik s-a simțit copălșit și nu a întârziat să cultive și să răspândească imaginea Dianei de Poitiers ca zeiță romană. În 1548, când cei doi au apărut împreună la o sărbare regală la Lyon, locuitorii orașului i-au întâmpinat prezentându-le un tableau vivant cu Diana la vânătoare. Cel mai de seamă dintre poeții francezi ai vremii, Pierre de Ronsart, a început să-i dedice favoritei versuri, peste tot s-a născut un veritabil cult al Dianei, inspirat de iubita regelui. Lui Henrik îi se părea că în jurul ei se țesea un fel de aură de divinitate și că destinul său era să se consacre acestei adorații pentru tot restul vieții sale. Într-adevăr, până când a murit, în 1559, regele i-a rămas credincios, i-a dăruit titlul de ducesă și bogății nenumărate, iar devotamentul său aproape religios față de unica sa iubită a fost neștirbit. În evul mediu, atitudinea simbolică este și mai marcată. Simbolismul pare o formă prescurtată a gândirii. În loc să se caute relația dintre două lucruri, Urmărindu-se miandrele ascunse ale conexiunilor lor cauzale, gândul face un salt și descoperă legătura dintre cauză și efecte în planul semnificațiilor. Gândirea simbolică permite o infinitate de relaționări între lucruri. Fiecare lucru poate denota un număr distinct de idei, prin diferitele sale caracteristici speciale, iar fiecare caracteristică are mai multe sensuri simbolice. Conceptele cele mai înalte au simboluri cumile. Nimic nu este prea umil ca să reprezinte și să glorifice sublimul. Castana îl simbolizează pe Hristos, miezul ei dulce este natura sa divină, învelișul cărnos și verde este umanitatea sa, iar partea lemnoasă dintre ele este crucea. Astfel, toate lucrurile îi înalță gândurile către cele eterne. Fiecare piatră prețioasă, pe lângă splendoarea sa naturală, scânteiază de strălucirea valorilor ei simbolice. Asocierea dintre trandafir și virginitate este mai mult decât o comparație poetică, înrucât relevă esența lor comună. Imediat ce în minte se ivește o noțiune, logica simbolică scoate la iveală o armonie de idei. Amurgul evului mediu, Johan Huizinga, 1928 Comentariu Diana de Poitiers, o femeie de proveniență modestă, a izbutit să-l subjuge pe Henrik timp de peste două decenii la moartea lui, i ea trecuse de 60 de ani, însă pasiunea cel în a devenit, cu timpul, din ce în ce mai puternică. Diana își cunoștea iubitul. Nu era un cărturar, ci un om căruia îi plăcea să-și petreacă viața în turniruri, printre flamurile în culori strălucitoare, cai cu harnașamente bogat împodobite și femeile îmbrăcate în rochii frumoase. Nevoia lui de fastul care să -i încânte ochii îi se părea Dianei o copilărie, dar ea nu ezitat să se folosească de această slăbiciune a regelui ori de câte ori a fost posibil. Cea mai inteligentă idee a fost aceea a identificării cu zeița Diana. Astfel, s-a trecut de la imagistica fizică la simbolul cu implicații psihologice profunde. Era ceva să transformi o metresa a regelui într-o emblemă a puterii și purității, dar Diana de Poitiers a reușit. Fără rezonanța numelui zeiței, femeia nu era decât o curtezană ofilită învăluindu-se, însă, în simbolismul fiicei lui Zeus, a ajuns să pară o forță mitică, sortită măreției. Și tu te poți juca utilizând imagini ca acestea, semănând cu simboluri vizuale un eșafodaj complex pe care să-l prezinți ca personalitatea ta, așa cum a făcut Diana cu emblema și culorile ei. Stabilirea unei reprezentări vizuale individualizante te va ajuta să fii considerat aparte, deosebit, unic. Apoi fă un pas mai departe, găsește o imagine sau un simbol din trecut care să se potrivească bine situației și așa zățile pe umeri ca pe o capă. Vei părea cu mult mai mare decât ești. Pentru că își revarsă lumina strălucitoare asupra celorlalte stele, care închipuie, în jurul lui, o curte, pentru dreapta și egală împărțirea razelor sale către toate, de o potrivă, pentru tot binele ce îl aduce tuturor locurilor, dând viață bucurie și activitate, pentru statornicia din care nu se abate niciodată, aleg soarele drept imaginea cea mai magnifică ce poate reprezenta pe un mare conducător. Ludovic al XIV-lea, Regele Soare, 1638-1715 Cheile puterii Atunci când îți susții cauza, a te folosi de cuvinte înseamnă a ți asuma un risc. Cuvintele sunt unelte periculoase, care adeseori o iau razna de capul lor. Când îi ascultăm pe oamenii care încearcă să ne convingă prin vorbe, constatăm că, practic, ne simțim îndemnați să vedem lucrurile așa cum le-am descrie noi înșine, astfel încât sfârșim adeseori prin a crede exact opusul a ceea ce ni se spune. Se mai poate întâmpla ca unele cuvinte să ne jignească, sugerându-ne asociații nedorite de cel ce ni se adresează. Era un om pe nume Sakamoto-ya care trăia în partea de nord a orașului Kyoto. Când Hideyoshi a oferit marea Satchanoyu, la Kitano, în a 10-a luna anului 1588, Hekiguan a instalat o umbrelă mare și roșie, măsurând aproape 3 metri în diametru, fixată pe un suport înalt de 2 metri. De jur împrejur a așezat un gard de stuf de vreo jumătate de metru astfel încât razele soarelui reflectate de el răspândeau culoarea umbrelei peste tot. Această idee i-a plăcut atât de mult lui Hideyoshi, încât, drept răsplată, clascutit de dări. Chanoyu, Ceremonia japoneză a ceaiului, a, le Sadler, 1962 Pe de altă parte, elementul vizual evită labirintul cuvintelor. Efectul ne izbește prin forța sa emoțională și prin imediatul său, ne lăsând loc pentru reflexie sau îndoială. Asemenea muzicii, sare urațiunea și orice demers logic. Imaginează-ți-le pe doctorul lunii încercând să expună principiile teoretice ale practicii lui medicale și să convingă lumea explicând puterea vindecătoare a razelor lunare ori relația lui specială cu acest îndepărtat corp ceresc. Din fericire pentru el! a reușit însă altceva, să monteze un spectacol capabil să ia ochii, în care cuvintele erau cu totul de prisos. Îndată ce pacienții intrau în berărie, imaginea lunii vorbea acum nu se poate mai elocvent. Trebuie să înțelegi, cuvintele te plasează în defensivă. Dacă ești silit să te explici, însă și puterea ta este pusă sub semnul întrebării. Imaginea, însă, se impune ca un dat cert ea descurajează discuția, creează asociații puternice, rezistă interpretărilor echivoce, se transmite nemijlocit și aruncă imediat punți de legătură ce transgresează diferențierile sociale. Vorbele dau naștere la dispute și divizări. Imaginile îi unesc pe oameni. Ele constituie factorii esențiali ai puterii. Simbolul are aceeași forță, fie că este de natură vizuală, fie că reprezintă descrierea verbală a unui element vizual simbolul semnifică, adică ține locul la ceva abstract. Noțiunea abstractă puritate, patriotism, curaj, iubire generează o multitudine de asociații emoționale puternice. Simbolul este o formă comprimată de expresie, care, într-o singură sintagmă sau într-un singur obiect, cuprinde zeci de sensuri. Cel al regelui soare, așa cum a fost explicat de însuși Ludovic al XIV-lea, Oferă mai multe paliere de sens, dar frumusețea lui constă în aceea că asociațiile sugerate nu au nevoie de nicio decodificare, a fost înțeles numai decât de toți supușii. L-a singularizat pe suveran, ridicându-le deasupra tuturor celorlalți monarhii, și i-a conferit o măreție cosmică ce depășea cu mult forța cuvintelor propriu-zise. Ca și atomul, simbolul conține o putere indescriptibilă. Primul pas în utilizarea simbolurilor și imaginilor îl constituie înțelegerea primatului văzului asupra celorlalte simțuri. Înainte de epoca renașterii, se susținea că cele cinci simțuri dețin un statut relativ egal. De atunci încoace, totuși, văzul a ajuns să ocupe primul plan, dominându-le pe celelalte, este simțul de care depindem și în care ne încredem cel mai mult. După cum scria Baltasar Gracian, adevărul este ceea ce se vede. Rare ori ceea ce se aude. Capturat de pirați și vândut ca săcălav printre maurii din Maroc, pictorul renasentist Fra Filippo și-a cucerit libertatea schițând portretul stăpânului său, cu o bucată de cărbune, pe un perete văruit. Când a văzut desenul, maurul a înțeles pe dată câtă forță era într-un om capabil să creeze asemenea imagini și l-a eliberat din servitute. Acea singură imagine a fost mai puternică decât orice argument pe care artistul l-ar fi putut exprima prin vorbe. Să nu neglijezi niciodată importanța aspectului vizual al lucrurilor. Factori ca, de pildă, culoarea, au o rezonanță simbolică enormă. Atunci când e low kid whale, escrocul a emis seria sa de pliante de prezentare a falselor acțiuni pe care le oferea spre vânzare, a intitulat-o Buletinul Roșu și a tipărit-o cu mare cheltuială în cerneală roșie. Culoarea a indus o anumită senzație de urgență, putere și perspective norocoase. Weil știa că detalii ca acestea sunt elemente cheie în escrocherii, după cum o știu la fel de bine și specialiștii contemporani în publicitate și marketing. Dacă, de exemplu, Folosește numele produsului pe care vrei să-l vinzi cuvântul aur, tipărește-le cu auriu. Cum cel ce predomină este văzul, oamenii vor reacționa mai curând la culoare decât la text. Elementul vizual are un mare potențial emoțional. Împăratul roman Constantin a fost aproape toată viața un adorator al soarelui. Într-o zi, însă, privind în sus, spre astrul zilei, a văzut, suprapusă pe discul luminos, o cruce. Imaginea crucii a dovedit întâietatea cuvenită în noi religii și a inspirat hotărârea de a se converti la creștinism, urmat fiind, în scurtă vreme, de aproape întreg imperiul. Toate vorbele, tot prozelitismul din lume nu ar fi avut o asemenea forță de convingere. Caută imagini și simboluri care au capacitatea de a-și transmite mesajul cu aceeași intensitate și asociazățile, puterea ta va fi fără limite mai eficace decât orice este combinarea reușită a elementelor cu o fuziune imagine simbol originală, o asociere inedită, dar care să demonstreze viguros ideea, planul, mesajul, că religia ta nouă. Crearea unei imagini și a unor simboluri inedite dintre altele mai vechi, preexistente, poate avea și un efect poetic. Cei care le văd contribuie cu asociațiile lor de idei și de emoții, ceea ce le va da sentimentul participării. Adesea, Imaginile vizuale apar sub forma unei suite, simbolul citindu se din succesiunea secvențelor. De pildă, prima secvență simbolizează puterea, imaginea centrală pare a deține importanța maximă. Spre sfârșitul celui de-al doilea război mondial, de la cartierul general al forțelor aliate, generalul Eisenhower a emis ordinul ca trupele americane să fie cele care să pătrundă primele în Parisul eliberat de naziști. Generalul francez Charles de Gaulle și-a dat seama imediat că ordinea secvențelor o implica faptul că acum americanii conduceau și destinul Franței. După un adevărat tur de forță în materie de manevre de culise și manipulări, de Gaulle s-a asigurat că marșul victoriei avea să fie deschis de el însuși și de soldații încă de pe atunci legendarei divizi a două blindate franceze. Strategia s-a dat roade, ulterior aliații au început să-l trateze cu considerația cuvenită noului lider al Franței independente. De știa că un conducător trebuie să se placeze, la propriu, în fruntea armatei sale. Această asociație vizuală este crucială în obținerea reacției emoționale scontate. În ceea ce privește jocul simbolurilor, lucrurile se schimbă odată cu epoca este puțin probabil să ai posibilitatea de a poza în regesoare ori să te învălui în mantia de castitate a zeiței Diana. Există, însă, căi indirecte prin care te poți conecta la acest gen de simboluri. Și, desigur, îți rămâne șansa de a ți inventa propria ta mitologie, combinând și asociindu-ți figuri aparținând istoriei mai recente, personalități care, în mod cât se poate de convenabil pentru tine, au trecut în lumea veșniciei dar dețin o mare capacitate de iradiere emoțională asupra opiniei publice. Scopul este să-ți formezi o aureolă, o prezență pe care, om obișnuit la înfățișare așa cum ești, nu ai forța să-ți o creezi. Prin ea însă și, nici Diana de Poitiers nu dispunea de atâta putere magnetică, era o ființă omenească asemenea celor mai mulți dintre noi. Datorită simbolului, însă, s-a ridicat mai presus de semenii de rând și și-a construit o aparență de divinitate. Utilizarea simbolurilor seamănă înrucâtva cu eleganța codului u de conduită al curteanului, înrucât acestea sunt aproape întotdeauna mai subtile decât claritatea brutală a cuvintelor. Psihoterapeutul Milion H. Erickson, de exemplu, căuta mereu simboluri și imagini apte să înlesnească pacientului o comunicare mai complexă decât ar fi fost realizabilă prin exprimarea verbală dacă avea de-a face cu o persoană aflată într-un stadiu avansat ai suferinței psihice, nu o chestiona direct, ci obișnuia să abordeze subiecte aparent neînsemnate, cum ar fi, de exemplu, o călătorie cu mașina prin deșertul Arizona, stat în care locuia și practica el însuși prin anii 1950. În cursul descrierii, se oprea asupra unui simbol potrivit pentru maladia pe care bănuia că o are pacientul. Dacă acesta se simțea, să zicem, izolat, doctorul Erickson începea să vorbească despre un copac singuratic de esență tare și despre cum solitudinea îl făcea să se afle fără apărare în bătaia vijeliei. Stabilind o conexiune emoționată cu copacul simbol, pacientul devenea mai deschis și mai ușor de sondat. Folosește-te de puterea simbolurilor pentru a aduna în jurul tău, a anima și a spori coiunea trupelor sau echipei tale în timpul rebeliunii îndreptate împotriva regelui Franței, în 1648, cei al coroanei își discreditau adversarii răsculați comparându-i cu praștile, în franceză, frondes, cu care băieța și băgau frica în băieții mai mari. Cardinalul de Reț a decis atunci să transforme batjocura în simbol. Rebeliunea a început să se autointituleze frondă, iar rebelii, fronduri. Și-au luat obiceiul să-și pună la pălărie cocarde care simbolizau praștia, iar numele acesteia a devenit însă și parola și strigătul lor de luptă. Fără ea, rebeliunea s-ar fi stins, poate, încetul cu încetul. Ai întotdeauna grijă să găsești un simbol capabil să-ți reprezinte cauza, cu cât asociațiile generate sunt mai adânc emoționale, cu atât mai bine modalitatea cea mai eficientă de a utiliza imagini și simboluri este aceea de a le structura în câte un spectacol în care să ia ochii oamenilor și să le abată gândurile de la realitatea neplăcută. Nu e greu deloc, semenii noștri iubesc tot ceea ce este grandios, spectaculos și exagerat. Fapel apel la emotivitatea lor și se vor îmbulzi să le vadă. Ochii sunt calea cea mai scurtă spre inimă. Imagine, crucea și soarele răstignirea și strălucirea înseși. Când una se suprapune celeilalte, ea chip o nouă realitate, o putere nouă suie către zenit. Simbolul purbe explicațiile sunt de prisos. Ultimul cuvânt, oamenii se lasă întotdeauna urbiți de înfățișarea ușuratică a lucrurilor. Ar trebui ca la timpul cuvenit, în cursul anului, să le dea oamenilor o preocupare și să-i distreze cu serbări și spectacole. Contraargument dacă ignori valoarea imaginilor și simbolurilor, drumul spre putere îți este închis. Această lege nu admite contraargument.